Femeile moderne se bucură de aceleași drepturi ca și domnii în viața socială și în relația de cuplu, dar cum funcționează de fapt această egalitate între femei și bărbați? Femeile și-au câștigat de-a lungul timpului tot mai multe drepturi și au dobândit egalitatea mult râvnită între sexe. Dar suntem cu adevărat pe picior de egalitate cu bărbații? Iată care este de fapt statutul femeii moderne în lumea de astăzi. Deci, în primul rând, Dumnezeu a creat bărbatul și apoi femeia. Femeia trebuie să fie supusă și ascultătoare, dar și bărbatul să-și iubească femeia cum a iubit Dumnezeu biserica. Care este rolul bărbatului? Rolul bărbatului trebuie să fie ca un preot al familiei, să învețe ce e bine, ce e rău, nu numai pe soție și pe femeia lui, dar și pe copiii lui. Pentru că societatea a ajuns atât de departe, vedem urmările acestui fapt. Și care este rolul femeii? Rolul femeii este ca să țină la bărbatul ei, să iubească numai bărbatul ei, să aibă grijă de copii, să învețe să facă numai bine. În întreaga societate contemporană avem libertatea să ne construim viața după placul nostru, să ne alegem domeniul în care vrem să lucrăm, să decidem singure în privința partenerului de viață potrivit pentru noi sau a prieteniilor pe care le legăm. Sunt egale femeile cu bărbații? Sigur că da, de altfel valoarea n-are vârstă, n-are sex și nici deosebire, n-are nici, cum să vă spun, culoare politică, așa că și femeile sunt egale cu bărbații. Care este rolul bărbatului? Așa cum se spune din mod strămoșii, bărbatul este capul, iar femeia este gâtul. Deci trebuie să fie o înțelegere deplină că circulă sistemul nervos de la cap spre gât și rolul bărbatului este cel puțin egal cu al soției, mai ales dacă este înțelegere și din privire trebuie să fie. E mare și la unul și la altul, dar dacă se înțeleg din priviri, treaba este de excepție. Aceste lucruri fac parte astăzi din normal, dar știm cu toții că nu a fost dintotdeauna așa, cum nu a fost nici egalitate între femei și bărbați. Prin modurile de gândire, de vorbire și de comportament, suntem libere să fim așa cum credem de cuvință și să ne satisfacem propriile nevoi. Credeți că sunt femeile egale cu bărbații? Nu. Sunteți deasupra. Matriarhatul a fost înaintea egalității femei cu bărbat. Deci sunteți deasupra, așa zic eu. Mame, dăruiți copii, ne creșteți copii și aveți de grijă și de noi, bărbați. Dom'le, fiind cap de familie, e să-și ocrotească familia. Soția, copiii și familia. Deci rostul lui este să protejeze familia. Trebuie ținut cont de faptul că în relațiile de cuplu moderne, egalitatea între femei și bărbați este dezbătută și stabilită de ambii parteneri. Într-un fel sunt egale, în altfel nu prea. Bărbații au totdeauna prioritate. Deci dumneavoastră credeți că sunt egale sau sunt mai prejos? Păi bărbații nu le lasă să fie egale. Eu așa gândesc. Care credeți că este rolul bărbatului? Rolul bărbatului? Păi, bărbatul se crede totdeauna mai presus ca o femeie. Și dar rolul femeii? Și rolul femeii, femeia este cu familia, casa, copiii. Așadar, ajungem la concluzia că fiecare își aduce aportul stabilit fără prejudecăți și constrângeri.